Iată ne ajunși, dragi prieteni, și în luna cadourilor. În luna decembrie, o lună în care totul este sclipitor, frumos, în luminițe peste tot și este o altă atmosferă, este cu totul altceva în jurul nostru. Lumea parcă se schimbă în luna aceasta. Nu știu cum de tot timpul anului suntem agitați, suntem stresați, suntem alergați într-o parte, într-alta. Suntem foarte, foarte agitați și deodată vine luna cadourilor cu sărbătorile și ne schimbă, ne face altruiști, ne face filantrop, ne face oameni care doresc cultura, ne face oameni care iubesc mai mult, care oferă mai mult. Și în luna aceasta parcă lucrurile merg puțin altfel. Suntem mai aplecați spre lucrurile spirituale. E drept că și frigul sau Atmosfera aceasta mai rece ne face să fim mai dornici de a relaționa, de a fi mai mult împreună, e o chestiune psihologică. Eu vă spun în, în seara aceasta, bun venit la acest nou serial pe care îl punem în fața voastră, în fața celor care ne urmăriți la această emisiune. Este vorba de. Darul Divin. Și în seara aceasta o să vorbim despre darul promis, despre acel dar pe care Dumnezeu l-a dat. Este vorba despre Isus Hristos. Probabil că te aștepți ca luna aceasta să primești cadouri, să primești tot felul de lucruri frumoase, să oferi lucruri frumoase și este bine, este frumos. Este ok să te bucuri în felul acesta. Însă, știți ce se întâmplă? După ce trece euforia aceasta a sărbătorilor, parcă rămâi cu un gust amar. S-au dus globulețele, se demontează luminițele de pe toți stâlpii, de pe toate colțurile de stradă și începi să revii la viața asta mai gri, mai stresantă. Îți aduce aminte că trebuie să plătești impozitele în ianuarie, îți aduce aminte că mai ai niște facturi, mai ai niște prețuri mărite, mai ai niște cheltuieli care au rămas scos din anul trecut și încep lucrurile să te apese din nou. Întrebarea este cum poți să primești un dar pe care să îl ai tot timpul anului și care să-ți folosească tot timpul anului. Și luna aceasta aș vrea să vorbim despre darul divin, despre acel dar prețios pe care Dumnezeu ni l-a dat în persoana Domnului Isus Hristos. Și darul harului lui Dumnezeu pe care ne-l oferă în fiecare zi. Darul acesta ne-a fost promis încă din cele mai vechi timpuri, încă de pe vremea când primii noștri părinți erau în Grădina Edenului și au îndrăznit să nu asculte de Dumnezeu, așa cum facem și noi de multe ori. Dumnezeu le-a spus: uite, dacă vreți să vă fie bine, dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să aveți parte de viață veșnică, vă pun în față o alegere. Pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Voi, ca să rămâneți pentru totdeauna nemuritori, va trebui să nu vă atingeți niciodată de pomul cunoștinței binelui și răului. Asta a fost dorința și porunca lui Dumnezeu. Dar în schimb aveți pomul vieții, din asta dacă mâncați, trăiți veșnic, cunoașteți tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, lucrurile pe care le-au căutat de-a lungul secolilor alchimiștii, da, pe lângă piatra filozofală ca să transforme totul în aur, căutau și elixirul ăsta ca să nu mai moară niciodată. Dacă ascultați, a spus Dumnezeu, veți rămâne pentru totdeauna aici. Și bineînțeles că oamenii s-au gândit să facă lucrurile altfel. Au zis ce, vreo stare să stăm noi să ascultăm de Dumnezeu? De ce să, să nu mâncăm și din pomul acesta? Cu toate că Dumnezeu a fost foarte generos. Oferta lui Dumnezeu era cât se poate de generoasă. El nu a zis, n-ai voie să mănânci din toți pomii din grădină și doar din ăsta să mănânci. Ci a spus, poți să mănânci după plăcere, din toți pomii din grădină, doar de asta să nu te atingi. Și așa zice și Dumnezeu astăzi: Uite, poți să te bucuri de atâtea binecuvântări, de atâtea lucruri frumoase în viața asta, doar de câteva lucruri să ții cont. Și ne-a lăsat zice porunci acolo, Dumnezeu. Și a zis: Uite, pe asta să le păziți ca să fiți fericiți. Și ce credeți? Exact acolo ne ducem, unde Dumnezeu a zis să nu ne ducem. Și așa au făcut primii părinți: au zis, dar oare ce se întâmplă dacă călcăm și porunca aceasta a lui Dumnezeu? Și, bineînțeles, n-au ascultat. Și au adus în lumea noastră nenorocirea și moartea. După ce au căzut în păcat, au fugit de Dumnezeu. S-au ascuns, crezând că Dumnezeu este rău, că este un tiran, că le vrea nenorocirea, le vrea nefericirea. Și, în felul ăsta. S-au ascuns de Dumnezeu ca și când Dumnezeu ar fi cel mai mare tiran, și cel mai mare zbir, și cel mai mare stăpân care îți îngrădește libertățile și fericirea. Însă este total fals. Ei au fugit de Dumnezeu, iar Dumnezeu a venit după ei să-i caute. Unde ești, doamne? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Și a început să dea vina unul pe altul, a început să se învinovățească, să spună, nu eu, femeia, femeia, nu eu, Doamne, șarpele, pe tu ești de vină că l-ai făcut pe șarpe. Și în cele din urmă, Dumnezeu a trebuit să-i scuture bine și să le spună, stop, opriți-vă odată. Opriți-vă din nebunia aceasta pe care vreți să o faceți în continuare. Nici măcar nu vă asumați alegerea pe care ați făcut-o. Bun, ați călcat porunca mea, ați adus nenorocirea. Urmează să vă fac eu o promisiune, total contrară așteptărilor lor. Atunci când ești mai păcătos, mai nelegiuit, mai, mai desfrânat, mai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu să vină cu bunătatea, cu iubirea lui, cu harul lui ca să te ridice de acolo. Este total surprinzător și în momentul în care așteptau ca Dumnezeu să-i lovească Dumnezeu a zis așa Geneza 3 cu 15 Vrăjmășie voi pune între tine și femeie între sămânța ta și sămânța ei aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul este foarte interesantă această profeție pe care a făcut-o aici Dumnezeu în primul rând spune, voi pune vrăjmășie între tine și femeie. Și care este oare această vrăjmășie? Conștiința. Conștiința este cea care spune că este bine, este rău ceea ce faci. Conștiința morală. Și această vrăjmășie a fost pusă în noi ca să înțelegem că a face răul în continuare înseamnă a te distruge. După aceea, voi pune vrăjmășie între sămânța ta și sămânța ei. Adică, până la urmă, între urmașii lui Dumnezeu și urmașii celui rău. Și o altă aplicație a seminței este acea promisiune că va veni mântuitorul din sămânța femeii, din femeie se va naște mântuitorul, cel care va zdrobi capul șarpelui. Și observați că din punct de vedere cronologic, Dumnezeu a pus lucrurile invers. Pentru că mai întâi diavolul a zdrobit călcâiul seminței femeii și după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că sămânța femeia a zdrobit capul șarpelui. Însă aici Biblia și Scriptura n-a fost scrisă după logica greacă, ci a fost scrisă după logica ebraică și după logica lui Dumnezeu. În care sunt puse lucrurile cele mai importante în față Chiar dacă nu sunt după cronologie Așa cum s-au întâmplat Prima dată a fost promisiunea lui Dumnezeu Că va zdrobi capul șarpelui din punct de vedere istoric și cronologic lucrurile s-au întâmplat invers. Prima dată șarpele a zdrobit călcâiul mântuitorului, sau seminței femeii, și după aceea, prin moartea lui, el a zdrobit capul șarpelui. însă Dumnezeu a pus lucrurile invers. Și prin asta ne transmite un mesaj. Ceea ce promit eu este atât de sigur, se întâmplă oricum, chiar dacă între se interpun anumite evenimente Datate altfel din punct de vedere cronologic. Este o promisiune pe care Dumnezeu o face acolo. În momentul acesta îți promit, Adame, îți promit, Eva, că voi zdrobi capul șarpelui și lucrul ăsta este sigur. Și dacă prin tine a venit răzvrătirea, dacă prin tine a venit neascultarea, dacă prin tine a venit suferința și moartea, tot prin tine, asta este ironia mea. Și a tot puternicia mea, tot prin tine va veni sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Este extraordinar, Dumnezeu. Îmi place atât de mult. Îmi place atât de mult cum pune lucrurile și cum ne aduce din nou cu picioarele pe stâncă. Vorbim despre darul promis al lui Dumnezeu. Vorbim despre Isus Hristos. Și bineînțeles că această făgăduință a fost luată în Suflet de Eva, a fost luată. În suflet, de către Adam, de toți patriarhii, și fiecare dintre ei creștea Întâiul născut, ca și atunci când ar fi Mesia, ca și atunci când ar fi Fiul Promis, care va zdrobi capul șarpelui. În, în Cartea Genezei, capitolul 4, versetul 1. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: că Adam s-a împreunat cu nevasă sa Eva, iar a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: Am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Știți cum scrie în ebraică? Am căpătat om pe Domnul. Et ha Adonai. L-am căpătat pe Mesia. Credința era atât de puternică în această făgăduință a lui Dumnezeu, încât au crezut că în momentul acela Dumnezeu, următorul născut sau primul născut va fi Mesia, va fi cel promis, va fi cel care va zdrobi capul șarpelui. Nu s-a întâmplat așa. Cain a fost un răzvrătit, a fost un neascultător de Dumnezeu, a fost cel care a luat cel mai mult calitățile negative, defectele părinților săi, încă din prima generație. Și l-a ucis pe fratele său Abel. Pentru că el era ascultător de Dumnezeu și pentru că el a vrut ca să se închine așa cum dorea Dumnezeu. Și Cain a devenit simbolul tuturor răzvrătiților, tuturor oamenilor care se întorc împotriva lui Dumnezeu. O genealogie blestemată, o genealogie care pur și simplu n-a mai vrut să asculte de Dumnezeu și au făcut cetăți, s-au dus în partea opusă de Eden și de cetatea lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, de grădina Edenului, n-au vrut să mai știe, s-au dus departe de fața Domnului, de parcă te-ai putea duce departe de fața Domnului. Și a venit în schimb set și spune cuvântul în capitolul 5, reia din nou, după moartea lui Abel, narațiunea Moise și spune așa, iată cartea neamurilor lui Adam, a început, da? Adam, Cain, Cain s-a dus în altă direcție. Și acum reia din nou narațiunea aceasta cu genealogile și spune, iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a făcut desăvârșit pe om. I-a făcut parte bărbătească și parte femească. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. Numele de om este cel mai mare nume pe care l-a putut da cuiva Dumnezeu. Și observați cât de tare încearcă cel rău să strice chipul lui Dumnezeu în om în zilele acestea cu ideologiile acestea demonice. Dacă te-a făcut Dumnezeu bărbat, fi bărbat. Dacă te-a făcut Dumnezeu femeie, fi femeie. Dacă Dumnezeu te-a lăsat să te mulțești așa cum vrea El. Respectă lucrul acesta, pentru că asta înseamnă să fii om, să-ți respecti acele calități pe care ți le-a dat Dumnezeu, să fii tu însuți așa cum te-a lăsat Dumnezeu, nu să iei tâmpenile pe care ți le bagă în cap toți cei care sunt adepții noi ideologii. Numele de om înseamnă nume de rege. Numele de om este cel mai mare nume pe care ți l-a putut da vreodată Dumnezeu. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După ce a murit Abel, după ce Cain s-a dus departe de fața lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a mai dat un fiu pe Set. E drept. Nu mai era după chipul lui Dumnezeu desăvârșit, dar era chipul lui Dumnezeu și l-a făcut după chipul și asemănarea lui, cu defecte, cu imperfecțiunile acestea umane, dar un alt fiu care să ducă mai departe credința, valorile lui Dumnezeu și care să poată împlini făgăduința aceea că va veni sămânța femeii și că Isus Hristos se va naște. Și Set a fost cel care a dus mai departe o altă genealogie. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Și lucrurile au mers bine până la potop. După aceea, la potop, iar s-au stricat oamenii, și înainte de potop s-au stricat oamenii într-o asemenea măsură încât a mai rămas noi cu familia lui. A venit potopul, i-a nimicit pe cei care au fost răzvrătiți și sămânța lui Cain și toți ceilalți, dar sâmburile răului, a răutății, a răzvrătirii a încolțit în sămânța lui Ham și a lui Afet. Și linia binecuvântată de Dumnezeu a continuat prin sem. Și apoi au venit patriarhii, a venit Avram, a venit Isaac, a venit Iacov, au venit ceilalți care au dus mai departe promisiunea aceasta lui Dumnezeu că va veni sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Și Avram, omul lui Dumnezeu, a fost chemat din ur din caldea ca să fie moștenitorul acestei făgăduințe, să întemezi o națiune, să întemezi un trib puternic, să fie tatăl multor neamuri. La 1947 de ani după potop s-a născut Avram, undeva prin 2053-2052 înainte de Hristos. Și înainte cu 2000 și ceva de ani, Avram a avut această provocare de a crede că Dumnezeu va împlini această făgăduință în niște circunstanțe inimaginabile, imposibile din punct de vedere omenesc. Și Dumnezeu a făcut această făgăduință, vei fi tatăl unor mari mulțimi, vei fi tatăl unui popor mare, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine, dar când vreau eu, Avram, nu când vrei tu ca să arăt că puterea mea este atât de mare încât nu depinde de niciun factor și de nicio cârjă omenească. N-am nevoie nici de tinerețea ta ca să poți procrea la tinerețe, n-am nevoie nici de gene proaspete de la tine, n-am nevoie nici de puterea ta, n-am nevoie de toate astea. O să demonstrez că poți să ai copii la 100 de ani. Poți să ai copii când nimeni nu mai crede lucrul acesta. Poți să ai copii pentru că așa am spus eu. Și nimeni nu mă poate contrazice, nimeni nu mă poate învinge și nimeni nu poate să contracareze planurile pe care eu le concep în mintea mea, zice Dumnezeu, nu? După aceste întâmplări, cuvântul domnului Geneza 15 a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. Extraordinare cuvintele acestea! În vremurile în care ești doborât la pământ, în vremurile în care nu mai știi pe unde să o scoți la capăt, în vremurile în care tu ești asaltat din toate părțile de probleme, de negativism, de răutate, ia la suflet făgăduința aceasta a lui Dumnezeu. Eu sunt scutul tău și puterea ta, cea foarte mare. Asta este făgăduința pe care Dumnezeu o face lui Avram. Dar prin Isus Hristos noi putem să avem această făgăduință în dreptul nostru. Dumnezeu este scutul nostru și puterea noastră cea foarte mare. Așa cum spune și Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și asta i-a spus și lui Avram atunci. Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul case mele este Eliezer din Damas. Doamne, nu văd cum vei împlini treaba asta. Nu văd cum vei împlini planul tău. Cum va veni Mesia? Avrame, ai încredere în mine. Din tine va ieși. Hai că te ajutăm, Doamne, cu agar, cu facem noi niște planuri, a zis și Sara. Doamne, am înțeles făgăduința ta, spiritualitate, rugăciuni, toate alea, dar, Doamne, noi suntem oameni, noi murim, uite, acum trebuie să se împlinească făgăduința. Și Dumnezeu a zis, nu, da, bine, dacă voi faceți așa, mergeți. Dar eu vă spun că făgăduința mea nu depinde de oameni, nu depinde de puterea voastră, depinde de voința mea. Și punct. Și aș vrea să luați aceste făgăduințe, aceste promisiuni ale lui Dumnezeu ca atare și să nu credeți că ele depind de anumite circumstanțe omenești. Unele sunt, sunt condiționate de Dumnezeu, de ascultarea noastră. Asta este cu totul altceva. Însă dacă Dumnezeu îți promite ceva, dacă vei asculta, voi face. Pâinea și apa nu îți vor lipsi. Dumnezeu va face lucrul ăsta pentru că a promis. Este promisiunea Lui. Și uh, când a promis că va fi cu tine în încercare, în greutăți, da? toate astea sunt promisiunile lui Dumnezeu și El le va îndeplini atunci când vrea și atunci când uh, are în plan lucrul acesta. Și cuvântul i-a spus, hai să facem legământ. Hai să facem un legământ. Și după Regula hitită, după modelul hitit, a făcut un legământ, a tăiat dobitoacele în două părți. Era o parte Dumnezeu, o parte cea a lui Avram, care se angajau într-un legământ. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, la miezul nopții, păsările răpitoare au venit să, să mănânce din stârvurile animalelor. Dar uh, Avram le-a alungat. Și tot la miezul nopții, când s-a lăsat întunericul, spune versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. După ce a pus soarele, ce s-a întâmplat după ce a pus soarele? Vă aduceți aminte de Golgota, de momentul acela, de uh, fulgerele și de toate cele elemente supranaturale care s-au manifestat acolo, da? Era o garanție, era o promisiune. Avrame, să știi că nu te-am uitat. Avrame, să știi că în viitor eu voi fi jertfa. Să știi că eu și fiul meu vom fi cei care vom fi de o parte și de alta. Fiul meu va răscumpăra omenirea pierdută. Va fi o ruptură în sânul dumnezeirii. Eu voi plăti prețul acesta, Avrame, să înțelegi lucrul acesta. Trebuie să înțelegi că pe mine mă va costa îndeplinirea acestei făgăduințe, cel mai mult, dar o voi împlini, pentru că eu îți promit lucrul acesta. Și în capitolul 17, iarăși se arată lui Avram, când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul îi s-a arătat și a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană, voi face un legământ între mine și tine și te voi mulți nespus de mult. Vreau să vă întreb, s-a întâmplat lucrul ăsta sau nu? S-a întâmplat sau nu? S-a întâmplat, dragii mei. S-a întâmplat și oricât de mult a încercat diavolul să distrugă acest popor binecuvântat de Dumnezeu, din care să iasă Mesia, nu a reușit. Au venit toate popoarele din toate părțile. Pe de altă parte, ea corupt la idolatrie ca să-i nimicească Dumnezeu, să stârnească mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a trecut prin robie, i-a trecut prin nenorocire, a trecut prin toate încercările posibile, dar cu toate astea, tot a ieșit de acolo o rămășiță binecuvântată care să ducă mai departe genealogia, să ducă mai departe făgăduințele lui Dumnezeu, să se nască Mesia din acel popor. Și cu toate încercările diavolului, cu toate încercările de a distruge acest popor, n-a reușit. Uitați-vă ce încearcă astăzi. Sunt o mână de oameni, conduc lumea. Uitați-vă ce încearcă în zona lor, în zona, în zona țării sfinte. Sunt înconjurați din toate părțile, amenințați de fii ceilalți ai lui Avram, nu? De izmaeliți. Însă Dumnezeu a zis, pământul ăsta, ți-l dau ție și seminței tale adică seminței lui Isaac, ei au CF-ul pe pământul ăla. Poate să vină Națiunile Unite, poate să vină NATO, poate să vină tot să spună nu că astea sunt ale arabilor. Povești! Astea sunt ale poporului lui Dumnezeu pentru că așa spune Scriptura și au cele mai vechi documente de proprietate ca să ateste lucrul ăsta și dacă nu credem lucrul ăsta, Dumnezeu o să vină să radă câte o palmă așa peste oricine vine ca să distrugă pe poporul lui Dumnezeu. Aici nu e de glumit, dragii mei, nu e de joacă cu promisiunile lui Dumnezeu. Putem să facem noi ce vrem, toate coalițiile posibile și imposibile și toate alianțele. Când Dumnezeu spune un lucru, așa se va întâmpla. Și Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram că îl va face un neam mare și puternic și va fi o binecuvântare pentru toți cei care îl vor binecuvânta și pentru cei care îl vor blestema vor fi blestemați. Este cât se poate de simplu. Și făgăduința asta s-a rostogolit peste veacuri și au venit tot felul de cotropitori ca să nimicească poporul lui Dumnezeu și n-au reușit. Ultimul profet al Vechiului Testament, Maleahi a făcut promisiunea aceasta că va veni solul legământului și că va face curățenie în templul său. Și de la ultima promisiune de la ultimul glas profetic al lui Maleahi până la împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu au trecut aproximativ 400 de ani. Timpii lui Dumnezeu diferă de timpii noștri. Noi am vrea ca astăzi Dumnezeu să împlinească anumite lucruri, dar nu se întâmplă lucrurile cum vrem noi. A, faza asta și modul ăsta de gândire mi-aduce aminte de o istorisire despre Benito Mussolini și despre un prieten de al său. Mussolini era agnostic și prietenul său era credincios. Și a zis, uite, îi dau două minute. În timp ce făceau o călătorie la monte, urcau pe un versant, a zis, uite, îi dau două minute Dumnezeu să mă trăznească, să mă omoare. Și a sau cinci, nu mai știu exact câte, a zis. două sau 5 minute, câteva minute. Și bineînțeles nu s-a întâmplat nimic. E, vezi, Dumnezeu nu există. După ce a fost împușcat și spânzurat, spune, spune presa de atunci că prietenul său a zis cele 5 minute ale lui Dumnezeu s-au împlinit ieri. Asta arată că Dumnezeu are alți timpi de împlinire a făgăduințelor, a profețiilor sale. Uneori poate să le împlinească imediat, alteori poate să le împlinească peste sute sau chiar mii de ani. Gândiți-vă că de la Avram și până la, și până la nașterea Mântuitorului au trecut peste 2000 de ani. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că această făgăduință a rămas în picioare, ea s-a împlinit. De la ultimul glas profetic al Vechiului Testament, Maleahii, și până la venirea lui Mesia, au trecut 400 de ani. Dar nu-i ca mult? Poate că pentru noi, ca oameni care avem o amărâtă de viață de 60, 70, 80, 90, hai să zicem 100 cei mai tari, este mult, pentru că n-ai cum să măsori foarte ușor cu o viață atât de mică. Însă pentru veșnicia lui Dumnezeu, ce înseamnă 1000 de ani? Ce înseamnă două mii de ani? Ce înseamnă cinci mii, de ani? E o nimica toată. Este o tuse a lui Dumnezeu. Este un strănut de a lui. Este o respirație de a lui. Este o secundă, este un minut, este puțin, infim, în comparație cu veșnicia. Așa că, haideți să nu mai măsurăm pe Dumnezeu și planurile sale după mintea noastră îngustă și după viața noastră, după viața noastră, care este atât de mică în comparație cu măreția lui. Promisiunea lui Dumnezeu a fost că va veni Mesia, că va veni cel care va zdrobi capul șarpelui. Și Avram a crezut lucrul acesta. Și toți patriarhii. Și în cele din urmă spune Cuvântul lui Dumnezeu că atunci când era cea mai mare așteptare, Mesia a venit poporului, bineînțeles, era preocupat cu alte lucruri. În fundal era acea dorință ca să vină Mesia. Dar știți care era de ce era dorința ca să vină Mesia? Contextualizez. Ca să scape de facturi, de biruri, de impozite mari și să le aducă un trai mai bun. Și ghiciți ce? Tocmai asta nu le-a adus din punctul ăsta de vedere Mesia. Nu știu ce așteptări ai tu de la Dumnezeu. Nu știu ce așteptări ai tu de la Isus Hristos, mai ales în perioada aceasta, când sunt peste tot globulețe și daruri și cadouri și moșnegi, burtoși și crăciunițe și tot felul de zăpăcenii din astea prin toate molurile și prin toate magazinele. Nu știu ce aștepți tu de la Hristos. Dacă tu aștepți lucrurile astea de la Hristos, s-ar putea ca Hristos, nu s-ar putea, sigur, Hristos o să te dezamăgească. Pentru că Hristos nu promite lucrurile astea. Cu toate că ne dă binecuvântări, ne dă ceea ce avem nevoie și de multe ori mai mult decât avem nevoie, nu aceasta este hrana și darul pe care El ni l oferă. Nu uitați că în momentul în care diavolul a venit la El, la Isus, să-l ispitească, a venit-o cu astea. Pâine, mâncare, stomac, bunăstare, nu a zis Hristos. Pentru că Spiritul uman. Omul nu trăiește doar cu pâine, asta este doar o, o suprafață, o gândire superficială. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa că s-ar putea ca, dacă ai gândirea aceasta: că Hristos va veni cu saci de daruri la tine, că Hristos te va binecuvânta în primul rând, din punct de vedere material și după aia celelalte, te înșeli. Pentru că este exact invers. Hristos vine mai întâi să te binecuvânteze spiritual și apoi îți dă celelalte. Nu uitați că spune în Evanghelia după Matei, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică hrăniți-vă spiritul și după aceea toate celelalte lucruri vi se dau pe deasupra. Dacă muncești, normal că Dumnezeu te binecuvântează, dacă muncești, ai, dacă muncești, nu duci lipsă de nimic. Însă, zice Hristos și Dumnezeu, caută mai întâi valorile împărăției. Și în momentul în care a venit Hristos, așteptările lor erau orientate într-o direcție greșită. Dar erau și câțiva care căutau acolo unde trebuie și care au primit darul acesta promis de Dumnezeu de atâtea mii de ani. Gândiți-vă ce s-a întâmplat de la Momentul în care Dumnezeu a făcut promisiunea aceasta în Eden, a mers din tată în fiu, în era patriarhilor, după aceea în, 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 lumea antediluviană, după aceea în lumea postdiluviană, după potop, a fost ceva extraordinar. Oamenii din tată în fiu transmiteau această speranță că vine Mesia, vine Mesia, vine Mesia și au trecut 2000 și ceva de ani de la Avram și 4.000 de ani, sau cine știe, Dumnezeu știe de când a început să se cronometreze și să se calculeze istoria. Au trecut mii de ani până când să se împlinească această făgăduință a lui Dumnezeu. De aceea spun, în momentul în care Dumnezeu face o făgăduință, crede -o că se va întâmpla, chiar dacă nu se întâmplă în timpul vieții tale, dar ea se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu promite lucrul acesta. În Evanghelia după Luca, întâlnim acel moment în care Dumnezeu își împlinește făgăduința după mii de ani în care oamenii au stat în așteptare. Prima dată a venit un înger la Maria și a spus așa, Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, versetul 26. În luna a șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut un mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și aici foarte mulți au înțeles greșit că noi trebuie să ne închinăm femeii fecioare Maria, pentru că s-a născut din ea uh, Isus Hristos. Nu, dragii mei, respectul acesta al îngerului nu este pentru că trebuie să ne închinăm fecioarei Maria. Cu tot respectul pentru ceilalți care fac lucrul acesta, nu vreau să denigrez pe nimeni. Măreția acelui eveniment era așa de copleșitoare, pentru că prin acel instrument umil Dumnezeu avea să și împlinească făgăduința lui Măreață ca să vină Mesia și să zdrobească capul șarpelui. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Nici într-un caz nu i-a dat prin minte ceea ce le dă unora și altora astăzi. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și promisiunea aceasta nu s-a împlinit cu privire la măreție și cu privire la scaunul de domnie, nu s-a împlinit în timpul vieții pământești a Mântuitorului. Este o făgăduință în împlinire. S-a împlinit doar acea parte a făgăduinței prin care Hristos a venit, s-a întrupat, a zdrobit capul șarpelui, a fost omul durerii, obișnuit cu suferința, a adus viața lui ca jertfă pentru păcat și partea cea mai măreață, glorioasă, urmează să se împlinească. Făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o atunci Mariei încă nu s-a împlinit în totalitate, pentru că acea parte a făgăduinței privitoare la împărăția slavei, la scaunul de domnie, la ceea ce urmează să vină, nu s-a împlinit. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanal și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și continuă, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și Maria a zis iată roaba domnului facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea ce frumos este acest moment în care Dumnezeu vine și aduce promisiunea făcută în urmă cu atâtea mii de ani la îndeplinire poate că ai auzit încă de când erai copil că împărăția lui Dumnezeu este aproape și că este chiar la uși și auzit bunicul, străbunicul, tata, mama, povestindu-se despre împărăția lui Dumnezeu. Și poate unii dintre ei au trecut la odihnă și n-au văzut lucrul acesta. Și nu s-a împlinit în timpul vieții lor. Cu toate acestea, până când Dumnezeu va împlini aceste evenimente și aceste realități în viața noastră, Primește darul acesta lui Dumnezeu care a fost promis în persoana Domnului Isus Hristos. El te va ajuta să treci peste perioada aceasta de așteptare, ca să fie mai ușoară și să fii fericit și în viața aceasta și în viața viitoare. În momentul în care văd câte se întâmplă în lume, parcă mi-aș dori ca Domnul să vină nu astăzi, ci ieri. Și poate că și tu îți dorești la fel. Însă, lucrurile acestea depășesc capacitatea noastră de înțelegere și percepție. Cu toate astea, Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Însă, așteptarea aceasta o compar cu momentele în care mă despart de cei dragi ai mei, vin încoace să filmez la București. Și cu dor îi port în suflet ca să mă întorc din nou acasă, să mă întâlnesc cu ei. Și știți ce se întâmplă? Cu cât așteptarea este mai lungă, cu atât este mai intensă și cu atât îmi doresc mai mult să ajung acasă la cei dragi mei. Dacă tu, în așteptarea aceasta, aștepți doar un eveniment, vei fi dezamăgit. Dacă însă, în așteptarea aceasta, îl aștepți pe Isus Hristos, o persoană, întâlnirea cu El, cu Mântuiții, cu Sfinții, cu oamenii lui Dumnezeu, atunci cu cât se va lungi mai mult, cu atât vei vei aștepta mai mult și mai intens ca această împărăție a lui Dumnezeu să vină în lumea noastră. După ce a primit această făgăduință, după ce a, a văzut că promisiunea, darul promis, este dat de Dumnezeu omenirii prin ea, Maria a început să cânte de bucurie și să laude pe Dumnezeu și chiar vă recomand să, să ascultați o lucrare muzicală extraordinară compusă de Johann Sebastian Bach care surprinde în mod extraordinar ceea ce cântă aici Maria în lucrarea sa magnificată o lucrare care vorbește despre puterea lui Dumnezeu, despre făgăduința lui Dumnezeu, despre modul în care va răsturna toată această împărăție a lumii în care cei sărați sunt nedreptățiți și sunt sărăciți de lăcomia celor bogați și n-aș vrea să înțelegeți că sunt pauperiți și că îi demonizez pe cei bogați și că îi sfințesc pe cei săraci. Nu, nu vorbim despre asta. Chiar am o... Emisiune în care am vorbit despre gândirea limitativă și despre gânduri limitative despre bani și avere interpretate greșit în Sfânta Scriptură cu Daniel Bota. O emisiune la Dă Sens vieții, puteți să o urmăriți. Nu despre asta este vorba, ci este vorba despre acei oameni care și-au înțeles greșit lucrarea, menirea și au făcut din mijloacele materiale și din puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu un mijloc de asuprire și de subjugare a asemenilor lor. Aici, în cântarea Mariei, spune ea: Sufletul meu mărește pe Domnul, și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel tot puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Fiți atenți! a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Aici îmi place foarte mult în lucrarea aceea magnificat că Bach folosește grafic lucrul acesta în momentul în care spune că a coborât de pe scaunul de domnie pe cei bogați, pe cei puternici, folosește gamele descendente, iar în momentul în care spune că i-a înălțat pe cei smeriți, Folosește gamele ascendente ca să ilustreze lucrul acesta. În momentul în care îți dai seama că Dumnezeu are puterea, în momentul în care îți dai seama că Dumnezeu va face o judecată dreaptă și acolo nu va mai merge nici cu DNA corupt, nici cu uh, uh, celelalte servicii ale statului în care există și oameni de treabă, dar și oameni corupți care nu-și fac lucrurile așa cum trebuie. În momentele acelea nu va mai fi o justiție. Chioară și oarbă, că ar trebui să fie oarbă în fața, ne să nu facă părtinire, dar este oarbă că nu vede dreptatea și face nedreptate de cele mai multe ori. Aici spune cuvântul, el a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că ce a dus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram, vă aduceți aminte? Avrame, voi face din tine o seminție puternică, o neam mare, Și toate semințiile pământului, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ei, acum abia s-a împlinit cuvântul acesta și încă este în împlinire pentru că Momentul acela de slavă al împărăției lui Dumnezeu nu a sosit. O parte din împărăția lui Dumnezeu din principiile ei le gustăm acum prin evanghelie, prin principiile împărăției lui Dumnezeu. însă vom putea să vedem plenar ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu când va veni împărăția slavei. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam trei luni, apoi s-a întors acasă. S-a întors acasă și după aceea spune cuvântul că la vremea potrivită Hristos s-a născut. Mare bucurie în cer. Pe pământ nu a fost un mare entuziasm, însă au fost unii care s-au bucurat, au fost magii, au fost păstorii și după ce a trecut momentul nașterii, și după ce a trecut momentul acela al vizitei păstorilor și a magilor, spune cuvântul că în ziua 8 -a a fost adus, în ziua 8 a fost adus la templu, pentru că trebuia tăiat în prejur. Pruncului i-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de partea bărbătească va fi închinat Domnului și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum era poruncit în legea Domnului. Au adus o pereche de turturele de porumbei, ca să împlinească ce era scris în legea lui Dumnezeu. Hristos. A ales să se nască sărac. Deși era bogat, a coborât de pe tronul Slavei. Îi reprezintă și pe cei bogați, bineînțeles, pentru că este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Dar s-a coborât atât de jos încât cel mai de jos om să se poată identifica cu Mântuitorul Lui și să nu spună: Hristos este prea bogat ca să mă pot identifica cu El. Și bogatul poate spune: da, Hristos este un mântuitor bogat, mă pot identifica cu El. El este mântuitorul meu, dar și săracul poate spune, Doamne, ai coborât atât de jos, deși erai atât de bogat, erai împăratul împăraților și domnul domnilor și ai ales să te naști într-o familie săracă ca să împlinești făgăduința pe care ai făcut-o, pentru a zdrobi capul șarpelui, pentru a ne face biruitori asupra păcatului, pentru a duce în lume împărăția ta, și au fost câțiva care au prins această promisiune a lui Dumnezeu și au văzut că atunci se împlinește ferice de oamenii care văd prin ochii credinței atunci când Dumnezeu face lucrurile. Nu de cei care așteaptă și nu văd, ei nu văd, Dumnezeu toarnă binecuvântările peste ei și ei nu văd, sunt prea orbi ca să vadă lucrul acesta, că Dumnezeu atunci face anumite lucruri. Și vreau să știi că Dumnezeu acum vrea să ne binecuvânteze. Da, cu pandemia asta care a trecut, cu războiul, cu amenințarea că vom muri de foame, cu toate celelalte lucruri care se fac din ce în ce mai negre, Dumnezeu vrea să ne ofere această promisiune: că toate vor fi pentru binele nostru și că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Și la Ierusalim era un om numit Simeon, era profet, omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Nu poți să supraviețuiești în zilele acestea, dragii mei, dacă nu ai puterea Duhului Sfânt. N-ai cum, te vei lăsa dus încoace încolo de, de un vânt de învățătură, de altul, de știrile acestea alarmiste și infectate și otrăvite și de spiritul ăsta negativist. Întotdeauna vei fi otrăvit și întotdeauna vei fi făcut să te simți descurajat și să pierzi orice speranță. De aceea mai închide televizoarele, mai închide știrile astea nocive și hrănește-te din cuvântul lui Dumnezeu, citește mai mult, ai contact cu natura mai mult, cu Dumnezeu și regăsește-ți pacea spiritului, echilibrează-te. Dacă tu nu faci lucrul ăsta, nimeni nu va avea Niciun interes să o facă. Știi de ce? Pentru că în momentul în care ești agitat, ești vulnerabil, ești manipulabil, ești la cheremul lor. În momentul în care ești liniștit, ești calm, ești plin de credință, ești ancorat în valorile Evangheliei, nimic și nimeni nu-ți poate clinti credința de la locul ei. Așa că. Este mai bine să fii ca Simeon, ca Ana, să primești darul acesta lui Dumnezeu și să-i lași pe aia cu romanii, cu toate alea la alte, cu uh, înscăunări, cu descăunări. Lasă-i în pace pentru că te va agita și te va otrăvi spiritul acesta. Este satanic, este demonic. Privește spre darul promis spre Isus Hristos. Simeon, cel care era condus de Duhul Sfânt. A fost înștiințat că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în Templu mâna de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să plinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Era acolo și Ana care a făcut același lucru a venit să-L vadă pe Mântuitorul și s-a închinat lui Dumnezeu. Ce privilegiu să-L țină în brațe pe Creatorul Universului. Dar știi ce? În perioada asta când Hristos este doar bebeluș și tot bebeluș este în fiecare an, tot se naște și nu mai crește, tot acolo rămâne în iesle, nu, nu mai crește ca să îți devină mântuitor și stăpân și domn. Tot acolo am vrea să-l ținem bebeluș în iesle, între paie, între boi, între vite, să fie acolo ca tu să faci ce vrei cu viața ta, adică să-ți o distrugi. Poți să ai atitudinea aceasta sau poți să ai atitudinea lui Simeon și a Anei. Să te uiți la Isus Hristos, să vezi miracolul lui Dumnezeu, să vezi acea promisiune pe care El a făcut-o, să vezi împlinirea ei și să vezi cum această promisiune îți poate salva și viața aceasta și viața viitoare. Și indiferent ce s-ar întâmpla, atâta vreme cât tu ai darul divin în mână, nimeni și nimic nu ți-l poate răpi de acolo. Pentru că Hristos este în inima ta, pentru că Hristos este în viața ta, pentru că ai primit cel mai prețios dar nimic din lumea aceasta nu mai contează nu mai contează că scad imobiliare că vine criza economică că se devalorizează bitcoin sau nu știu ce monedă că vei pierde nu știu ce în lumea aceasta nu mai contează pentru că tu deja ai comoara aceasta în suflet iar dacă o fi să se redreseze să mai dea Dumnezeu zile bune pe lumea asta clar că nu o să fim atât de atât de negativi și atâta de uh, răi cu noi încât să căutăm răul cu lumânarea. Da, sperăm și luptăm până la ultima picătură de energie ca să ne fie bine, dar nu asta este ținta noastră, nu asta este lupta noastră, nu asta este frământarea noastră, nu asta este dorința sufletului. Nu asta este ceea ce ne dorim, ce ne dorim cu adevărat de la viața aceasta, ci este acea primire a darului promis în sufletul nostru, acea primire a lui Iisus Hristos. Cel mai mare dar care a fost promis de-a lungul mileniilor a venit, este aici și nu-l primești doar de Crăciun sau doar în luna cadourilor, ci poți să-l primești în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare clipă, poți să fii fericit și împlinit pentru că l-ai găsit pe Isus Hristos și pentru că ți-a fost făgăduit cel mai mare dar și nu ți-l va mai lua nimeni dacă tu vrei să-l păstrezi. Necazul este altul. Nu că Dumnezeu nu ți-a dat darul, ci că tu ai devenit prea surd și prea impertinent și prea indiferent la darul acesta. De aceea Hristos spune, iată eu stau la ușa și bat. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ai primit acest dar. A fost promis, a venit în lumea noastră, s-a întrupat, este real, este aici. Dumnezeu să ne ajute să-l primim, să-l primești și tu, să-l primești și eu, ca să ne bucurăm nu de o lună de cadouri, ci de o viață de cadouri și de o veșnicie în care Dumnezeu vrea să-ți facă cele mai frumoase daruri.